Șoferul în vârstă de 37 de ani a fost oprit în trafic pentru un control de rutină de polițiștii din Sadu. Oamenii legii au simțit că bărbatul de la volan mirosea puternic a alcool și au decis să-l testeze. Rezultatul i-a uimit până și pe oamenii legii. Ieri polițiștii din cadrul poliției orașului Bumbești Jiu au identificat în trafic un bărbat de 37 de ani din localitate, în timp ce conducea un autoturism pe strada Gării, iar în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o alcoolemie de 1,09 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la spital în vederea recoltării de probe biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. Pe numele bărbatului a fost deschis dosar penal pentru infracțiunea de conducere pe drumurile publice a unui autoturism sub influența băuturilor alcoolice.